Aoleu. Ai zis că ieri am înțeles că ai zis că părinții tăi... Da. O să te lasă să faci ce simți, pentru că au văzut că nu ești ok și așa mai departe. Da, adică nu că o să mă lase. Oricum făceam ce simțeam. Adică cred că am arătat că dacă am simțit să vin să stau cu tine, am stat sau astea, nu m-am ferit de tot. Dar acum o să pot să mă las să te cunosc mai bine și nu o să mai împun bariere. Da? Vedem dacă o să fie ceva sau nu. Da. Crezi că o să ne înțelegem mai bine de acum? Depinde și de tine, nu doar de mine. Din punctul meu de vedere, da. Dar acum, da. Din ce, Robi, mi se pare, Teo, în momentul de față, că după cum a început conexiunea, mult mai degajată. Cred că o să fiți mai ok acum. Având în vedere că ți-a zis, mi-a fost doar de tine. Ți-a fost doar de mine? Vai, mă. Da, și aștept să ne vedem. Robi, dar pe tine cum te face să te simți ceea ce a zis Teodora, că are verde, să zic așa, păi nu s-a văzut, din frate, partea familiei? Nu s-a văzut ieri că am zburat pe scările astea. Ai simțit că vrei să o pupi, să o săruți? Măi, nu am simțit ieri pentru prima dată că vreau să o pup. Simt că vreau să o pup de la... de mult, nu de acum, dar... Înainte să intre în casă. Înainte să intre în casă, frate, de februarie. Nu vreau să forțez. Chiar nici ieri n-am avut intenția să o pup, sincer. Am văzut că, nu știu, s-a tras puțin sau așa a apărut. Dar chiar n-am avut intenția să te pup, pentru că nu vreau să fie ceva forțat. Exact. Vreau să fie... Nu mă grăbesc nicăieri. Exact. Cred că avem interacțiunea asta de cât o lună jumate, aproape două luni, nu? Și ne-am înțeles destul de bine. Așa. Cred că ne-am înțeles, acum că am mai avut eu chestii și așa, probabil ai avut și tu greșeli, dar, nu știu, cred că ne înțelegem destul de bine. Da. Robi, dar vreau să te întreb și eu ceva. Da. Acum câteva zile când a intrat Ciprianu, s-ai fost foarte, foarte deranjat de faptul că Teodora, să zic așa, a preferat să mintă și se vedea că ești foarte supărat și deranjat. Cum ești în momentul de față? Am fost supărat pentru că, fiind într-o interacțiune cu Teodora, era normal să am întrebări. Nu m-a deranjat că a vorbit cu Ciprianos, pentru că nici măcar nu eram într-o interacțiune atunci cu Teo. Nu cred că o cunoșteam, că s-a întâmplat de mult treaba asta. Dar, măi, dacă eviți un răspuns de mai multe ori, adică doamna Andreea, cum am mai zis, a întrebat-o în mai multe etape, ați vorbit și ea a zis, nu, răspundea înainte, mă gândeam că poate s-a întâmplat ceva mai mult dacă tot evită, știi, răspunsul. Și era normal să mă intereseze, pentru că, sincer vă spun, dacă se întâmpl... era să fi fost ceva între tine și Ciprianos, nu cred că mai continuăm, 100% de fapt. Teo, eu nu duc gelozia la un... Dar nu e vorba de gelozie, Robi, nu, am înțeles ce vrei să zici, dar vreau să zic că poți să vorbești, nu mă deranjează dacă vin băieții în partea cealaltă și pe mine nu mă lasă și o să primesc un cadru cu tine că vorbești. Atâta tot, sunt niște chestii pe care nu vreau să ți le spun, vreau să le simți tu, nu-ți mai zic altceva. Da. Dar la un moment dat te dai de înțeles că tu crezi că ei au vorbit mai mult și că nu recunoaște. Hai să zic o chestie, asta cu am vorbit bună, succes, nu știu ce, astea sunt pentru copii, din punctul meu de vedere. Că au vorbit, că n-au vorbit, nu mă interesează, n-am fost acolo, nu s-a întâmplat nimic între ei și cam atât. Okay. Nici n-a fost pe perioada când tu ai fost pe perioada, exact, am nicio... Cred că o să se vadă dacă între mine și Ciprian o s-a fost ceva sau nu. O să nu mă refer la ceva fizic. Nu, nici și așa, simple mesaje. Adică dacă aș fi fost o interacțiune mai lungă încât să ajungem să simțim ceva sau să ne dorim ceva. Okay. O să se vadă aici în casă. Da, Teo, Teo, vreau decât să zic așa, dacă noi n-am interacționat în afară, nici la noi nu s-ar fi văzut. Păi și ce s-a văzut la mine și la tine? De când am intrat eu în casă. Ai zis că au fost doar mesaje. Păi... Uite, la noi n-au fost doar mesaje și totuși, la noi în casă, lasă-mă un pic să te... Nu s-a văzut că ați fi interacționat. Exact. Adică tu... Adică n-a fost nicio chimie între voi de la început. Nu a fost o chestie de atracție, gen să vii, să... Nu, el zice altceva. Antoni vrea să zică că... Oricum nu s-ar vedea asta. Exact. Chiar dacă s-ar fi întâmplat ceva între ea și Ciprianos în afară mai mult, nu s-ar vedea oricum aici. Nu e adevărat. Între mine și... Asta zice Antoni. Între mine și Antoni. Nici la ei nu s-a văzut. Ba, între cum nu s-a văzut? Că totuși am avut glume. Vorbeau altfel Teo și... Exact, am avut glume. Dacă n-ar fi zis Teo, cam... Că eu nu voiam să zic atunci, dacă n-ar fi zis Teo că am avut ceva în afară, ai fi crezut asta? Doar văzând cum vorbim și așa. Nici nu mai știu, sincer, la început când a intrat Teo, cu cine și cum a vorbit, cum se purta. Ba, se vedea că noi oricum ne cunoaștem, Antoni, orice ai zice. Mie mi se părea, oricum mi se părea că ne evitam și așa și... Nu e adevărat, am mai avut și glume. Da. Nu.
Se mai făceau glume între voi, se simțea cumva, se vedea că vă cunoașteți. Când ne întâlneam, da, mai... Întâlneați, vă permiteați mai multe chestii. Având în vedere, că... nu știu, intrarea lui, se vede că ei nu sunt apropiați. Eu da, cum a spus ea, că au vorbit odată, dar nu se simte nimica între ei. Exact. Fetelor, hai să vorbim și noi puțin cu Denis. Denis, ce faci? A intrat ieri, a avut o intrare, să zic așa, foarte... lungă? Foarte lungă. Două ore. Ai avut camere roșii, câte o cameră roșie, ai avut dansuri. Cum te simți? Ce păreri ți-ai tras? Foarte bine. Acum aștept ușor să mă acomodez, să înțeleg cum funcționează chestiile pe aici, dar da, mi-a plăcut ieri că am reușit să vorbesc cu toate fetele, am reușit să încep să le cunosc un pic pe fiecare și am reușit un pic să simt energie. Așa că cum ți s-a... Ce fata ai simțit în timpul dansului, o energie sau cum vrei? Pe mine mă interesează. Cu Alexandra. Mă interesează de Virginia, nu de altcineva. Hai că ai dat-o vină. Bă, sincer, și de la, ca să includ și camerele roșii și dansul, de exemplu, m-am simțit destul de în largul meu, am avut o energie mai bună cu Alexandra, într-adevăr, și cu Virginia am mai schimbat câteva vorbe, așa că, da, e ok, așteptăm să vedem cum. S-a venit Andreiu, Alexandra. Andrei e Denis. Dar chiar i-am spus că, vezi că nu mă cheamă Andrei, așa că merge? Ce părere ai despre Alexandra, Denis? Este o fată foarte frumoasă. Mi-a plăcut mult energia cu care a venit în camera roșie și... Ea oricum are o energie super mișto. Alexandra e, nu știu, e glumeață, face pe toată lumea să o râdă. O secundă, că Virginia e răcită și trebuie să am grijă de ea. Lenuța, mă duc repede să-i duc ceaiul Virginiei și vin înapoi. Rog, te răcește. Ia uite-te, mă, cum stă cu ceaiul. Am lăsat ești că l-a infuzat. Ne-ai strigat conexiunea, stai jos. Gagea, când l-ai făcut? Păcat că nu te-a lăsat, l-am făcut, nu te lasă sincer. Nu, erau ei dă-mi cadru. Dă-mi-l mie, bro. Ia du-te și pe încearcă tu, dar du la Virginia, să duci în siguranță, da? Grijă. Încearcă, dacă nu lasă. Dar cine ai făcut? Gagea. O să mă duc să-i duc la Virginia. Te rog. Ce ai făcut de Gagea? Mai dacă îl lasă. Nu faci ceartă cu Gagea, vezi? Nu. Denis, hai să continuăm voi, discuția. Am scris fan. Păi, Gagea, mulțumesc. Beți-l voi între voi. Drag. Alexandra, uite ce a zis Denis, că el a simțit cu tine o energie mai bună. Tu ce ai simțit? Te-ai îndrăgostit? E, mult, acum nu pe mișto. Am simțit și eu, aștept inelul. Energie ok cu el, atât la camera roșie, cât și în timpul dansului, cât și cât am discutat aici când a venit la noi, chiar e ok. Hai că lungește. A zis că s-a îmbrăcat astăzi în alb pentru că ea așteaptă inelul. Da, nu. Gagea, cu miere, nu cu zahăr. Păi nu că-ți fac altul, că se răcește. Ăsta-l beau eu. Alexandra, ar fi Denis tiparul tău de bărbat? Da, ar fi. Am spus asta de ieri. Am spus-o și eu înainte să-l cunosc. Ce-ți place cel mai mult la Denis? În momentul de față, felul de a se comporta îmi place foarte mult. Ceasul. Eu cred că voi aveți... Frumos, dar eu cred că tu și Gagea... Da, dar poți, te rog să nu-mi strici combinațiile aici. Păi cum mi l-ai stricat tu, dar nu ți le stric și eu. Bă, Gagea, Alexandra vrea și Gagea, își dorește și Gagea un ceas de ăsta. Aveți manevră, ceva? Aveți o să manevră, amândoi? Și el. Eu acum încep să prind un pic ce s-a întâmplat în ultimele zile înainte să intru eu. Și am auzit că ai început așa să mai vorbești, să mai așa cu Anthony. Am interacționat, da. Așa, la mișto, nu. Nu, pe bunele. Păi nu știu că eu n-am văzut. Alexandra, depinde, Gagea vrea să spună. Depinde cu ce se trezește, piedică, asta frate, zic, tu bagă-te. Ia, stai o secundă. Denis, ce părere ai de faptul că fostul iubit al Alexandrei, Gagea, tot intervine și nu vă lasă să discutați? Păi, nu, da, oricum, e ok, pentru că am discutat și eu și cu el și plus faptul că... Ați discutat deja? Gândește, te-am recomandat, fostul a recomandat. Ai putut să discuți cu el? Asta e manevră între voi, fii atent. Asta e manevră între voi. Să facă Alexandra rost de ceas, se întoarce la tine, băgați ceasul la amânt. Vezi că vii să-mi iau înapoi. Nu, chiar aseară am avut o discuție cu Denis, a fost și Kiprianos cu noi la masă. Și chiar, nu știu, vorbeam așa de... trecutul nostru, să zic așa. De-aia am sughițat atât de mult aseară. Ce faci, Gagea? Montez cu oameni? Simplu, nu ne-am potrivit noi și așa. Dar ea e o fată foarte... Le-am zis eu la masă de profesor. Gagea, montezi concurenții noi? S-a apucat de meditație.
No, așa scap și eu mai ușor. Denis! Ah, bun. În principiu, oricum, Denis, știu că voi ați avut ce ați avut, dar chestia s-a terminat, așa că dacă e să fie ceva sau să ne cunoaștem și o să vedem, nu mă interesează foarte tare de chestia asta. Denis, dar din câte am înțeles eu ieri, topul tău ar fi fost Virginia Teodora Cris. Alexandra nu era inclusă din punct de vedere fizic. Nu, nu era ăsta topul meu. Nu era ăsta. Nu, am luat, la, cred că la dans te referi, nu? Nu, pentru că la topul dans e dacă Alexandra să intre. Pe conexiune până să te duci să dansezi, ai spus oarecum care este topul tău? Ai zis, hai de... Nu, eu am spus de Virginia, de exemplu, da. Doar atât am spus. Tu ai spus doar de Virginia, ulterior am întrebat eu, mi s-a confirmat că topul tău dinainte de a intra în casă era Virginia, Teodora și Chris. Nu, nu. Nu? Nu. Și care era? Nu. Nu. Care era? Eu am ales să dansez, de exemplu. Lasă, nu, da, înainte de dans. De înainte să vin. La casting, când ai venit și... Da. Da. Îi place de tine, mai te interesează top. Stai mai, Gagea. Doamne. Patrick, am o problemă. Ei sunt pe ecran. Ei sunt pe ecran. Dacă acum vorbeam. Ce problemă ai? Nu vreau să zic acum, zic doar ție. Zic... Ai zis azi dimineață că ți-e cald, am înțeles, nu vreau să intru în detalii, dacă nu vrei să vorbești, nu vorbești, dar așa supărată să fii să nu zici un cuvânt pentru că ai o problemă tehnică? I-am zis. Care? Na, bine, ești bine? Acum da. Tu? Superb. De ce nu vrei să înțelegi că am o problemă? Am înțeles, ok, separat de probleme putem să vorbim și noi de ale noastre, de ale vieții, ok, și eu am... O problemă, tu ai o problemă, nu trebuie, nu vreau să o spui aici. Ce faci? Cum ești? Am o problemă. Foarte bine. Tu cum ești? Sunt bine, mulțumesc. De ce ești supărat? Nu m-am supărat, nu am înțeles azi dimineață, eu te întreb ce faci, mi-ai tăiat direct cuvintele, ai zis că ți-e cald. Zic bine, na, habar n-am. Te-am întrebat, mamă, ce rochiță, glumele mele, nu le-ai gustat, ne-am dus mai departe. Cine s-a supărat? Bine. Ai o problemă? Că te deranjează că te-ai îmbrăcat până în gât sau ce? Patrick. Dar nu sunt îmbrăcată până în gât. Patrick, mă. Vezi că ți-e și un pic din fire. Zic dar nu mi-e un pic din fire, dar... Calmează-te un pic. Tu ești foarte înțelegător de fel, Patrick. Și știi asta. Ok. Ce ai, Antonie? Nu mi se pare că... motivațional. Nu vezi cum mi s-a părut că... Nu știu, a întrebat-o ce faci, dar Bianca a zis că e cald, dar... Bine, lăsați-o o secundă că nu e ok. Dar lăsați-l pe Patrick, măi. Bine, normal că... Bianca, ai o problemă personală sau o problemă cu Patrick? Nu, frate, am o problemă tehnică, exact cum a zis Giulia. Tehnică, am înțeles. Asta este singurul motiv. Cumva Patrick dă de înțeles. Dai, lăsați pe ei. Măi, Boldo, dar tu mă las să vorbesc cu Patrick. Păi vorbiți, dar noi nu... Păi vorbesc. Bianca, păi te ascult. Păi i-ați întrerupt. Eu personal. Hai, Bianca, zi. N-avem nimic. Hai să reluăm. Ce faci, Patrick? Bine. Poți să nu mai fii supărat pe mine, să înțelegi că am o problemă. Eu îți înțeleg supărarea, pentru că tu nu știi ce problemă am. Dar când o să spun, o să mă înțelegi. Okay. Deci te rog, nu mai fi supărat, pentru că eu abia așteptam să te văd. Și chiar dacă nu am vorbit cu tine pe conexiune, eu doar la tine mă uitam. Da? Da. Și eu unde mă uitam? În jos, că erai supărat. Da. Da, pentru că n-am înțeles. Eu am crezut, dacă vrei să... Așa, m-am liniștit. Ascultă-mă, eu am crezut că... Deci ca să înțelegi și tu, când nu vorbești un lucru, ca să vezi unde poate să-mi plece mintea, da? Deci eu te zic bună dimineața, tu îmi zici bună dimineața, dau duma zilnică cu hainele, că ai rochiță scurtă, nu știu ce, tu hai, mor de cald. Spune în gât, spun. Patrick, stai că să termin. Okay. Până în gât, Patrick, mor de cald. Și okay. Mi-ai tăiat discuția. Zic, na, ce ne-ai bag? Te-a deranjat că ți-am zis de haine? Te-a deranjat că ți-ai luat până în gât? Ia ce vrei, dacă vrei să simți liberă, fă așa. Continuăm, nu continuăm. Deci m-am luat tot. Patrick, chiar am avut o discuție cu toate fetele în vestiar, că s-ar putea să nu-ți placă rochea, pentru că e foarte scurtă, deci nu. Eu am zis, am oricum, zis în glumă că tu, că eu am ales rochea pentru tine. Am ales rochea pentru că e o rochie cu care eu am o chestie de făcut cu ea, mă înțelegi? Da. Și mă gândeam că nu o să-ți placă.
Dar eu nu am luat rochea în gât pentru tine. Am luat-o că îmi place mie rochea și că aveam nevoie să o iau. Ok, mie mi s-a părut că îmi spui ca și cum dau. Da, și un reproș. Nu. Reproș că uite, eu mă îmbrac pentru tine până în gât și vezi, Doamne, mi-e cald, că trebuie să-ți accepti nebunile. Eu vreau să-ți spun acum că uite, eu nu o să mai am nicio reacție la hainele tale. Îmbracă-te exact așa cum te simți tu bine. Nu vreau să mai impun absolut nimic, nici prin gesturi, nici prin nimic. Pentru că oricum mi se pare, Iulia. Patrick, oricum, dacă mi întreb. Patrick, rochea asta era una din, credeam eu și fetele, că e una dintre rochile care ție nu-ți plac. Eu n-am luat rochea asta pentru tine. Și nu mi-e cald din cauza că am rochea asta pe mine. Mi-e cald că mi-e cald, că e cald aici. Deci nu-ți reproșam, îți spuneam doar că mi-e super cald. Oricum eu ca idee. Iar pe mine nu mă deranjează faptul că ție nu-ți plac rochile foarte sexy. Eu... Și cu toate astea, oricum. Și hai să-ți spun, ți-am spus și ție. Eu nu-s de acord neapărat ca o femeie să îmbrace cum vrea bărbatul de lângă ea, dar dacă ție faptul cum eu mă îmbrac nu îți provoacă o stare nasoală, eu n-am nicio problemă să mă îmbrac oricum ai vrea tu. Mă înțelegi? Că nu e un moft, e o chestie care pe tine te afectează. Nu era vorba de rochie, nu era vorba de dorințele tale. Repet, chiar fetele spuneau că cel mai probabil nu o să-ți placă rochia. Adică n-am luat-o pentru tine. Nu mai vreau să-mi placă mie, adică dacă tu te simți bine... Cum vrei. Nu, pe bune vorbesc. Pentru că, uite, oricum, dacă vrei să-mi cer părerea, da, pot comenta în fiecare zi la câte o ținută de-a ta. Deși, uite, spui că faci toate treburile astea pentru mine, pot găsi câte ceva de comentat la fiecare ținută. Pentru că, da, sunt ținute care mă agită. Dar dacă văd că nu se oprește fenomenul, înseamnă că, bă, poate am eu o problemă, poate sunt exagerat. Renunț să mai impun persoanei de lângă mine ceva. Fii tu cum ești tu. Patrick, cum ești tu. Nu am o problemă, noi facem, noi când vorbim despre faptul că ție nu-ți plac toate ținutele mele, noi nu sufăr din cauza asta. Eu fac haz de necaz, mi se pare amuzant, adică nu mă afectează că ție nu-ți plac hainele mele și problema mea nu are legătură cu rochea pe care tu crezi că am luat-o pentru tine. Am luat-o pentru că aveam nevoie să o iau, nu e o alegere făcută în funcție de tine. E ok. Am înțeles.